Așa cum am promis, am revenit cu mecarena de-i. Văd că timpul ține cu mine. Am aici o măsură despre care vă spuneam. Măsură gradată, 200 de mililitri. Am să pun la început 200 mililitri. O voi pune toată, fără nicio problemă. Nu voi amesteca. Am amestecat foarte bine. Sper că se vede poate puțin soarele. Nu fac deșala să pun apă, să amestece două, trei ori și să spună gata, a luat nada apă. Dar nu este deloc așa. Nu știu dacă se observă aceste coculoase. De aceea este necesară sitarea la nada method feeder. Deci acesta e un cocoloș care nu știu ce ați putea face cu el. Deci nada nu este bună deloc. Eu voi meta în două etape. Deci acum cât de cât s-a omogenizat. Nada va trage apă, o vom lăsa minim 15-20 de minute și așa cum vă spuneam, am pus cei 200 de mililitri și acum vom mai pune 50 pe care îi vom adăuga treptat. Deci vom mai pune 50 de mililitri pe care îi vom adăuga treptat, nu pe toți odată. Și din nou vom amesteca foarte, foarte bine. Nu doar de 2-3 ori, se vede că s-a udat puțin nada și gata, las-o așa că trage. Nu este adevărat. Ia uite, o mică probă. Și uite cum se sparge. Sper că se vede, bate soarele și nu... Nada cum va trage. Uitați, o mică probă, deci bulgăre nu se sparge, vedeți? Iar la... Dar vom adăuga și restul de apă. Este suficient. Sunt convins că mulți știu, dar sunt convins că și mulți nu cunosc. Pentru a verifica nada, luați puțin de nada, strângeți și dacă intră și se formează așa, iese printre degete când o strângeți, atunci este gata pentru a, dar nu gata pentru a pescui, gata pentru a o lăsa să tragă apă. Din păcate este gălăzită în mașină, dar asta nu este o problemă. Văd că vremea deocamdată ține cu mine, a început să se pice, dar e ok. Bun, acum vom lăsa nada să tragă. Ia uite. Și vom reveni, între timp îmi voi face și eu lansetele. Voi reveni după ce trage nada. Dacă am revenit și cu nada gata sitată. Se vede, se poate observa. Sper că se vede, bate foarte tare soarte. Da, acum se poate observa cum acele cocoloși au dispărut, pur și simplu au dispărut, de asta este necesară sitarea nadei în metod feeder. Deci părerea mea, că după acele 250 ml de apă, eu zic că nada mea este perfectă, nu mai trebuie umectată, oricum în caz că mai trebuie umectată nada. Sfatul meu este să aveți la dumneavoastră un pulverizator de natura de geamuri. Umectând cu acel pulverizator, nada se va umecta uniform, da? Deci nu veți stropi într-un singur loc, veți stropi pe toată suprafața nadei și atunci nu se mai formează acele cocoloase. Ia uitați, exact despre ce vi-o spuneam. Să facem și un mic test.
să fac albulgăre. În caz că mai trebuie ovul mai umectat, dar eu zic că este ok. Deci nada rezistă destul de bine la impact. Ce uitați, nada îi mai face un bulgări. Și pentru a face un mic test îmi strânge bine de tot nada și vom face câteva aruncări de fundul găleții, simulând astfel impactul cu apa. Ia uitați cât de bine se leagă, da? Și uitați cum se sparge. Deci nada mea, zic că lucrează perfect în momentul de față și nu mai este nevoie de umectare. Am pus puțină nată separat într-o găleată să fac un mic test. Am să folosesc în loc de pelet niște sporturi de porumb pe care eu am vopsit-o. Am să vă arăt într-un material cum le-am vopsit. Am ales două culori, galben și roșu. Am să adaug ceva mai multe de culoare roșie pentru atractivitate, pentru a-i schimba culoarea și pentru a menține peștii pe vadă. O să amestec foarte, foarte bine. Cred că vreau să mai adaug câteva. Nu strică nada, nu se întâmplă nimic rău, din contră, peștele este foarte curios de fel. Am să pun și puțin esență de vanilie, dar foarte puțină, nu foarte mult, pentru a nu îi schimba aroma. Vreau să fac un mic test, să vedem ce iese. Umectez puțin mai mult pentru a atrage și acea sportură de porumb. Haideți să amestecăm puțin și să vedem ce o să iasă. Am să dau cu o lansetă la nada pe care am făcut-o acasă și cu o lansetă cu această nadă cu sportura de porumb în loc de pelet.